Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Evelin Păuna, consilier artistic în cadrul programului național Cantus Mundi și în numele meu și al echipei mele și a echipei frumoase de la București doresc să vă spun bună seara și să mulțumesc organizatorilor pentru minunea care se întâmplă astă seara aici. Mi-a plăcut foarte mult că asociația se numește ACTIV. Asta înseamnă oameni implicați, înseamnă oameni cu suflet mare, care, iată, în această seară, sunt Moș Crăciun pentru două povești de viață, care se vor schimba în bine datorită lor și datorită dumneavoastră. Și mi-a plăcut că se numește Asociația ACTIV, pentru că de aici transpare o calitate pe care și noi, în programul Național Cantus Mundi, o avem, aceea de a fi implicați. Programul Național Cantus Mundi a fost, întâi de toate, o idee. A fost un vis. În 2011, Ion Marin, pe care uneori îl numim un visător profesionist, și-a dorit ca madrigalul să aibă un viitor sigur și copiii din România să se aplece cu mai mult drag asupra mișcării corale românești. Astfel, împreună cu cei din corul Madrigal, prin voluntariat 100%, au pornit proiectul Cantus Mundi, care a însemnat propovăduirea muzicii. Și da, termenul este potrivit, pentru că bătând din ușă în ușă, ajungând la profesori inimoși, ajungând la oameni care se ocupă de administrație și care pot, prin poziția lor, să sprijine financiar acest demers, au convins că muzica are o șansă. Datorită programului național Cantus Mundi, care a fost recunoscut de Guvernul României în 2014, copiii dumneavoastră au astăzi ora de muzică, pentru că am reușit să o păstrăm în programa școlară. Datorită programului național Cantus Mundi, câteva sute de mii de copii cântă astăzi împreună. Iar acest lucru, dacă veți avea curiozitatea să intrați pe site-ul nostru, cantusmundi.com, înseamnă nu doar un spectacol pe care îl oferă în fața comunităților, ci înseamnă și sănătate, pentru că muzica aduce beneficii asupra fizicului uman, dar și asupra psihicului. Ei învață să fie împreună pentru același scop, să respecte dirijorul și astfel să se dezvolte frumos. Există o platformă care vă așteaptă, după cum spuneam, pe fiecare dintre dumneavoastră la un clic distanță. Dacă există în sală oameni care își doresc să fie alături de noi, vă invităm să vă înscrieți în programul național Cantus Mundi și cred că un bun îndemn pentru fiecare dintre dumneavoastră ar fi să-i ascultăm împreună pe cei care înseamnă corul Resurrectio și înseamnă tot un vis frumos pe care l-a avut cândva doamna profesor Gabriela Bia. Datorită acestui om minunat care acum tremură de emoție în culise, copiii aceștia care au povești obișnuite, sunt copii ca oricare alții din România, cântă astăzi în deschiderea unui simbol internațional. Cântă astăzi în deschiderea Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin. Așa că nu o să mai prelungesc aceste minute de așteptare, pentru că știu că vă doriți muzica și în aplauzele dumneavoastră dați-mi voie să invit Corul Resurrectio și doamna profesor.